Și ce ar folosi unui om să câștige lumea? Spunea Domnul Iisus Hristos cu gura Lui. Și de multe ori ne lăsăm așa de ușor prinși în valurile acestei lumi și în poftele și dorințele acestei lumi și în chemarea acestei lumi. De multe ori mă gândesc cum diavolul iese în fiecare dimineață cu taraba lui de ispite și ispitește de la cel mic până la cel mai mare. Și zice, vino, vino și gustă cu tot ce poți tu, cu toată puterea ta din lumea asta. Vino să-ți dau plăcere, vino să-ți dau înălțare. Dar ce ar folosi unui om să câștige lumea, să-ți pierdă sufletul? Sunt foarte mulți oameni care sunt gata și am auzit de o persoană care poveste despre, spunea un păstor, zice că a avut pe cineva în biserică care pur și simplu nu vrea să asculte de porunca cuvântului lui Dumnezeu, dar vrea să fie misionar. Și atâta l-a bătut la cap și l-a bătut la cap, eu vreau să fiu misionară, sunt chemată să fiu misionară. Și păstorul a zis, dragă soră, îți vei pierde sufletul în misiune dacă nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu acasă. Și, dragii mei, avertismentul rămâne și pentru noi astăzi valabil. Pentru că poți să faci multe lucruri bune pentru Dumnezeu și să crezi că le faci pentru El. Dar dacă nu asculți și îți pierzi sufletul și sufletul tău nu-i predat total lui Dumnezeu, atunci ai un alt stăpân. În după masa asta am avut așa o zbatere în direcția asta de cuvânt și până la urmă am hotărât să vorbesc și cred că un titlu bun pentru mesajul care va urma este Ești vrășmaș sau purtător al crucii lui Hristos? În ce fel de lume trăim? O lume în desfrânare maximă, asta se vede. O lume care nu mai are limite, care a dat drumul la pofte, o lume care e condusă de dorințe, o lume care nu e condusă de nevoi. Motoul lumii acestea este, dacă te face fericit, fă. De multe ori mă lupt și la biserică și văd că asta este și lupta noastră, ca oameni. E ușor să spui aici în biserică, eu nu mă las ispitit de lume, e mai greu luni. E mai greu marți, când vine și îți bate depresia la ușă, e mai greu miercuri când bate ispita financiară și compromisul, e mai greu joi când ai oportunitatea să asculți de cuvântul lui Dumnezeu și zici nu, am să fac ce cred eu că e mai bine. E mai greu vineri când te bizuiești pe înțelepciunea ta în loc să te bizuiești pe înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu. Dragul meu, e ușor de spus și să arătăm cu degetul la alții, cum spuneam dimineață, dar ultimul îndemn din predica de dimineață, vă aduceți aminte, a fost să luăm seama la noi înșine. Să nu mai judecăm pe alții. Noi suntem chemați să ne supunem, suntem chemați să ne smerim și să luăm seama la mersul nostru, pentru că au venit vremurile acelea. Când Biblia spune, nu te mira că alții cad, miră-te că tu mai stai în picioare. Și stăm în picioare doar datorită harului lui Dumnezeu. Dar asta spune lumea, dați la o parte orice regulă, eu sunt reperul meu personal, așa sună refrenul lumii acesteia. Nu avem niciun control, nu avem nicio stăpânire, Biblia nu ne mai trebuie, nu ne trebuie Dumnezeu, noi suntem Dumnezei pe pământ, facem ceea ce vrem. Îmi place și o să pornesc de la un verset al Apostolului Pavel, din care e inspirat și titlul mesajului, Filipeni 3, de la 18 la 19. Filipeni 3, de la 18 la 19. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sper să vedeți durerea lui Pavel. Aici spunea plânsul ăla de durere când pierzi pe cineva drag. Durerea aia care efectiv nu mai ai lacrimi și doar sufletul suspină. Plâng. Pentru că sunt mulți, citim împreună, care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, slava lor este rușinea, și se gândesc la lucrurile de pe pământ. E un verset care mă cutremură. De ce? Pentru că avem într-adevăr o generație condusă de pofte. Avem o generație care se mândrește cu fapte de rușine și așa cum spune Cartea Roman, nu numai că le fac, dar îi găsesc și de bun pe ea care le fac, le dau aplauze, apar pe la televizor, sunt pe media și se laudă unii pe alții. Așa trebuie, afară cu Dumnezeu! Mi-aduc aminte când a venit Revoluția franceză, ăsta era motoul Revoluției franceze, afară cu Dumnezeu, dracii sunt pe străzi. Și vedeți în ce stare e Franța astăzi, ce întuneric este acolo. Pentru că atunci când îl dai afară pe Dumnezeu de pe tronul vieții tale, dracii chiar o să fie pe străzi, dracii chiar o să te caute. Pentru că dacă casa nu e plină cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci va trebui să fie locuită de altcineva. Nu poți să fii neutru.
Dar e o generație consumată de pofte, se mândrește cu fapte de rușine și adevărul e că este lipită și se gândește la acest pământ în orice clipă. Vreau să spun câteva întrebări astăzi și mi le pun și mie. Prima are de-a face cui dai ascultarea, a doua cu identitatea și a treia cu destinația. Prima întrebare este: de ce ești consumat? Care este pasiunea ta? Care e lucru care te consumă? Vedeți, Domnul Hristos avea și El o râvnă care îl mânca și îl măcina. Știți care era râvna Lui? Râvna pentru casa Tatălui meu. Mă macină, mă consumă. Am învățat în viața asta, în 30 de ani de când m-am pocăit, că dacă n-am râvna pentru casa Lui, o să am altfel de râvne. Diavolul să se asigure că îți dă focuri străine. Îți dă focuri pentru care să arzi pasiuni, pentru care să arzi hobby-uri, pentru care să trăiești. Poate că nu sunt așa de păcătoase, dar dacă te îndepărtează de Dumnezeu și iau locul lui Hristos în viața ta, ele sunt idoli. De ce ești consumat, vreau să te întreb, de cine asculți? Care e pofta care vorbește în viața ta? Care e frica care vorbește? Care e vocea care vorbește? Al doua întrebare, cu ce te mândrești? Care sunt lucrurile care te fac să te simți cineva? Care sunt lucrurile care te fac, îți glorifică firea? Eram odată la o conferință și cred că era o conferință profetică, nu mai mi-aduc bine aminte, dar știu că la un moment dat erau mulți oameni care dădeau cuvinte profetice unii altora, unii de încurajare, alții de zidire, și la un moment dat a venit cineva să-mi dea un cuvânt profetic și vai, că vei fi cel mai tare, vei fi cel mai mare, vei fi cel mai, și parcă așa mă umfla și mi-am dat seama, asta nu-i un cuvânt de la Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu te umflă și nu vorbește în firea ta, nu-ți umflă firea, nu sponsorizează firea. Cuvântul lui Dumnezeu îți predă, îți dă în mână crucea. Hristos are întotdeauna trei cuie în mână care să ți le dea. El nu-ți glorifică firea pământească. Ultima întrebare este: de ce ești lipit? Care e obiectul gândurilor tale zilnice? Tu poți să spui Iisus Hristos e Domnul, dar dacă 12 din 24 tu stai sub un duh de frică, trebuie să spui întrebarea: cine te conduce? Tu poți să spui Hristos este Domnul, dar dacă 24 din 24 tu trăiești cu un duh de îngrijorare în casă și te-ai învățat așa de mult cu El, trebuie să spui cine te conduce, întrebarea. Le luăm pe rând. De ce ești consumat? 1. Pavel spune aici că sunt niște oameni care sunt în pericol, sunt niște oameni care se poartă ca vrășmași ai crucii, dragii mei. Ei spun că sunt creștini, vin la biserică, ridică mâini pe sus, dar sunt vrășmași ai crucii lui Hristos. Și Pavel, ca să nu ne lase în întuneric prin Duhul Sfânt, explică și care sunt cele trei elemente sau trei factori care îi deosebesc pe oamenii ăștia. Și ăsta este un tipar de evaluare care putem să ne-l dăm astăzi nouă. Vreau să te întreb, ești un vrăjmaș sau un purtător al crucii lui Hristos? Pentru că unul din elementele de bază a unui ucenic este că își poartă crucea în fiecare zi. În relații, în familie, în finanțe, în vorbire, își poartă crucea. De ce ești consumat? Biblia spune aici că Dumnezeul lor, versetul 19, vreau să citim încă o dată, sfârșitul lor va fi pierzarea. De ce? Pentru că Dumnezeul lor este pântecele. Toți apostolii, de la Petru, Pavel, Ioan, Iacov, toți recunosc că în vremurile din urmă oamenii vor fi conduși de ce? De poftele lor. Ăsta e cuvântul cheie pentru vremurile din urmă. Uitați-vă în epistolele lui Pavel, 2 Timotei, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Uitați-vă la apostolul Petru, vor fi conduși de pofte. Oamenii vor fi conduși de pofte. Poftele nu sunt ceva, cum să zic, ca și cum nu există. Dragii mei, trăim în lume, trăim în trup, trebuie să avem grijă ce ne conduce. Apostolul Pavel merge până acolo că zice: Dumnezeul lor va fi pântecele. Cu alte cuvinte, tot ce le va cere trupul lor, tot ce le va cere duhul lor. Îmi spunea cineva: eu merit. Vreau să mă respect, îmi cumpăr asta că mă respect. Îmi iau asta că mă respect. Îmi iau asta, mănânc asta că eu mă respect. Eu mă respect. Dragul meu, ai grijă să nu înalți eul tău mai sus decât Hristos. 2 Timotei 4:3, că își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Incredibil! Cu alte cuvinte, atunci când ești mustrat de cuvântul lui Dumnezeu, nu vrei să auzi predica. Tu vrei să auzi numai că Dumnezeu te iubește, Dumnezeu îți dă totul, Dumnezeu te va prospera, Dumnezeu îți dă har și tu poți să trăiești așa cum vrei.
Dar, dragul meu, dragostea lui Dumnezeu este condiționată. Spune Scriptura, cine mă iubește, păzește poruncile mele și le împlinește. Oamenii ăștia, vremurile din urmă, care fac din pântece Dumnezeul lor, își vor da și învățători după poftele lor. Mi-aduc aminte când mi-a zis cineva, Dumnezeu vrea să fii bogat. Dumnezeu vrea să ai totul, Dumnezeu vrea să ai the best, Dumnezeu vrea... Și în toată predica lui mi-a spus numai lucruri extraordinare. N-am auzit acolo crucea predicată, n-am auzit acolo suferința, n-am auzit acolo smerenia, n-am auzit acolo caracterul lui Hristos. Dumnezeu era un fel de bunic, un fel de bunic foarte bogat, care avea el acolo grijă de mine și o să-mi dea totul de pe lumea asta. Toate lucrurile lumii acestea, sanii, toate sunt al lui Dumnezeu. El te va îmbogăți. Oare asta este Evanghelia adevărată? Hristos a spus cu gura lui că cei care au lăsat mamă, tată, soră, soție, copii, case pentru el și pentru Evanghelie, vor primi însutit în veacul ăsta împreună cu... Cu ce? Care e cuvântul cheie? Cu suferință. Ce greu citim Evanghelia. Și eu când ajungeam la cuvântul ăla, tot timpul îi dădeam skip după predica lui fratele ăsta. Când ajungeam la suferință, îi dădeam skip. Știi de ce? Pentru că nu vreau să am suferință. Tu vrei să suferi. Tu vrei să... Cine vrea să sufere aici? Vă ajut eu dacă vreți să suferiți. Vă dau niște pantofi cu cuie, cum am avut eu în armată, pentru o săptămână să-i purtați, să vedeți ce suferință aveți. Vă aduceți aminte, mi-aduc aminte de tata meu, avea bătături pe talpă și pe timpul Ceaușescu erau mai mult pantofi din aia pentru morți, știți, cu talpa tare. Și săracul abia mergea, așa mergea. Și zicea, uite mă ce m-a pedepsit Dumnezeu, mi-a dat cuie în tălpi. Romani 1, 24 cu 25, Dumnezeul lor va fi pântecele. De aceea Dumnezeu, Romani 1, 24 cu 25, dacă îmi pui versetul, te rog. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci, amin. Știi cum mai faci din pântece Dumnezeul tău? Atunci când tu te pui pe primul loc și când toate resursele care tu le aduni în viața asta sunt pentru tine. Când ceva spune Dumnezeu în mână o binecuvântare, tu nu o gândești că e pentru altul, nu o gândești că tu ești un vas prin care el curge. Tu o gândești că e pentru tine. Tu ești, el acolo este pentru tine. El este un tată bun și Biblia spune că este bun, amin? Dar Dumnezeu nu o să-ți dea doar bine. Dumnezeu când o să greșești, o să te disciplineze pentru că te iubește prea mult să te lase să te distrugi. Amin? Însă pe acești oameni, spune Scriptura, zice că i-a lăsat pradă necurăției. De ce? Că au schimbat adevărul în minciună. Biblia spune că dacă ne pocăim și credem în Evanghelie, vom fi mântuiți. Acum să predic o Evanghelie foarte ușoară. Just believe. Doar crede, nu mai trebuie să te pocăiești. Îmi spunea cineva, zice, bă, Zanite, am auzit că și iertare lui Dumnezeu în biserică. Frate, îl ofensez pe Dumnezeu cu lucrurile astea. Dumnezeu ne-a iertat totul, trecutul, prezentul și viitorul, nu mai fă lucrurile astea. Tu îl ofensezi. Dar Biblia îmi spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte, să ne spele de orice nelegiuire. Vezi, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. 1 Petru 1, de la 14 la 15. Ca niște copii ascultători. Cum vrea Biblia să fim? Cum vrea Dumnezeu să fim? Ascultă, vă aduceți aminte modelul Domnului Iisus de dimineață? El s-a smerit și a fost ascultător până la moarte. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată. Cu alte cuvinte, înainte să te întorci la Hristos, nu puteai să spui nu. Acum ai puterea să spui nu. De ce nu o faci? Ai puterea să zici nu. Când erați în neștiință, zice Scriptura acolo, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, citim împreună, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Te întreb din nou, de cine asculți? Care este pofta care te conduce? Pentru că singurul remediu împotriva poftelor este să ascultăm de cuvântul și de Duhul lui cel Sfânt. Spune Scriptura, și mai citesc un singur verset din Romani 8, de la 12 la 13, e un verset cheie, e un verset foarte important. Voi prin Duhul faceți să moară faptele firii pământești. Îmi place ce spune Scriptura. Cum poți să faci poftele să nu mai aibă nicio putere asupra ta? Trebuie să schimbi stăpânul. Dacă ai ascultat de pofte până acum,
Și zici, nu mă pot lăsa de asta, nu mă pot lăsa de asta, pur și simplu nu mă pot abține. Uite, vine acum să zic chiar ceva. Uite, de acum trebuie să schimb stăpânul. Spune așa, dar fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Romani 8, 12, 13. Romani 8, 12, 13. Vă rog din suflet, strigați cât puteți de tare, Romani 8. Asta n-a fost strigăt, a fost mieunat. Romani 8. Dragii mei, capitolul 8 din Romani este cel mai important capitol din Cartea Romani. Este capitolul Duhului Sfânt. Trebuie neapărat să-l citiți. Acolo e firea și Duhul. Trebuie să învățăm cum să luptăm, pentru că noi suntem chemați să luptăm, suntem în armata Domnului Hristos. Așadar, fraților, citim. Nu mai datorăm nimic firii ca să trăim după îndemnurile sau vocea ei. Următorul verset, 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți... Vreau să vă pun o întrebare. De ce atât de mulți creștini experimentează moartea spirituală? Îs plictisiți? Îs înfrânți? Pierd bătălia cu neprihănirea? Știi de ce? Pentru că trăiesc după îndemnurile Duhului și în momentul în care asculți din nou de pofte și de fire, experimentezi moartea spirituală, despărțire din prezența lui Dumnezeu. El nu te părăsește. Tu singur ești de sub umbrelă. Tu singur pierzi semnalul. Dar zice Apostolul Pavel, vestea bună, dar dacă prin... Mai tare, prin... Mai tare, prin... Prin Duhul faceți să moară faptele trupului. Veți trăi. Vezi tu, Duhul Sfânt este acolo să te ajute. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu întotdeauna te conduce la cuvânt, pentru că El a scris cuvântul lui Dumnezeu, sub inspirația Lui a fost făcută. Vezi? Dumnezeu nu vrea să fim oameni ai poftelor, ci oameni ai Duhului. A doua întrebare, pentru că am dat răspunsul la această întrebare, vreau să-ți o ai minte, de ce ești consumat, de cine te conduce? Ești condus de Duhul sau ești condus de pofte? A doua întrebare este, cu ce te mândrești? Spune Apostolul, ce slava lor este rușinea. Citesc din Romani, capitolul 1, cu 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei care le fac. Cum spunea și Ioan, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții sunt din lume. Sunt din lume. Îmi spunea cineva odată, zice, mă, te-ai întrebat de ce atâta de mulți pocăiți au căzut când au plecat în diaspora? Când au dat de confort, pocăiții au căzut. Știți ce e interesant? Înainte de Revoluție, eu auzeam de pocăiți de biserica lui Iisus Hristos că e o biserică tare, că e o biserică sinceră, că e o biserică puternică, că l-a biruit pe cel rău. După Revoluție, când au venit ajutoarele și a intrat confortul prin biserici și pocăiți au început să poată să meargă în diaspora, se pare că ceva i-a stricat acolo. Un om mi-a spus odată așa, zice, când am făcut primul milion de euro, parcă mi-au crescut coarne în cap. Zice, aveam 5 mașini în curte, de la Porsche până la nu mai știu ce, și nu știam pe care să o conduc. Când am pierdut totul, parcă iar mi-am revenit. Și zic, și ce crezi că s-a întâmplat? Te-au corupt banii? Și nu, Sani, am realizat că banii nu m-au corupt. Mi-au arătat cât de corupt eram. Așa e și cu diaspora. Nu diaspora a corupt românii, nu confortul. Știi ce ne-a arătat? Cât de corupți eram. Noi suntem corupți ca natură. De asta avem nevoie de nașterea din nou, amin? De asta avem nevoie de procesul acesta de sfințire în care Dumnezeu ne cheamă. Biblia spune în Iacov 1, de la 13 la 15, Iacov 1, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare când este ispitit este atras de pofta lui însuși și momit. Iată că firea pământească este dușmanul dinăuntru, este aliatul diavolului care în fiecare zi vrea să te atragă spre el. Singura noastră, cum să spun, gardă sau protecție este ascultarea de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin cuvânt, amin? Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. De asta sunt atât de mulți copii de Dumnezeu care experimentează moartea în fiecare săptămână, pentru că ei sunt momiți de poftele lor, de ambițiile lor, de agendele lor. Iacov 4 cu 4, l-am citit dimineață, suflete prea curvare, nu știi că prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu? Vreau să te mai întreb o dată, tu vrei să fii vrășmaș cu Dumnezeu sau prieten cu Dumnezeu? Dragul meu, crede-mă, Dumnezeu e un foc mistuitor, nu vrei să fii vrăjmașul lui.
Dar prin faptele noastre și prin gândurile noastre putem să fim vrăjmași, pentru că Apostolul Pavel spune, ați fost vrăjmași prin gândurile voastre. De asta e important ce gândești, de asta e important cu ce te fălești. Tot Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 10:13, noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Mi-aduc aminte de Apostolul Pavel că avea un spin și s-a tot rugat Domnului să îi lea. Și ce îi spune Dumnezeu? 2 Corinteni 12:9, el mi-a zis, harul meu îți este îndeajuns, că puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Astăzi ne mândrim, uite ce am făcut eu, uite câte viuri am, uite câte biserici am plantat, câte, nu știu ce am făcut, ia uite ce casă mi-am făcut, ia. Dragul meu, care sunt lucrurile cu care te mândrești? Ai grijă, Pavel se lăuda cu slăbiciunile lui, ca puterea lui Dumnezeu să lucreze în el. Vezi tu, noi suntem toți vase sparte. Suntem vase de lut. Nu e o nebunie să ne lăudăm? Pentru că nu e important vasul, e important ce vine de sus, conținutul, amin? Nu e nebunie să umbli prin lumea asta și să-ți dai slavă firii tale și să te înalți, cum spune acolo în Isaia, zice Scriptura acolo în Isaia 14, când vorbește de diavolul, zice, își dă ifose ca și cum ar fi Dumnezeu, dar nu e decât, ce? O creatură. Lucru care ne distruge cel mai mult este mândria aia. Și știi ce e mândria? Mândria este atunci când începi să te pui în centru pe tine. Când totul este despre tine. Trece săptămâna și te-ai gândit la durerile tale, la problemele tale. Tu ești centru vieții tale. Și când scânte cu eu sunt centru vieții mele. Eu sunt centru vieții mele. Dar știi unde să termină, cum să zic, unde găsești remediul? Remediul găsești în smerenie. Pentru că mândria merge înaintea căderii. Apostolul Pavel spune că iau un Dumnezeu pântecele, pofta, apoi se mândresc, slava lor este rușinea, fac lucruri de rușine și se laudă cu ele. Oare și tu te lauzi cu lucruri care nu le-a avizat Dumnezeu? Dă-mi voi să-ți dau un exemplu practic din Scriptură. Pe timpul lui Saul, împăratul Saul, a fost furat chivotul legământului de filisteni. A fost dus în țara filistenilor, a stat 8 luni de zile acolo și mai târziu, filistenii s-au gândit, mă, ne îmbolnăvește Dumnezeu, murim cu toții, că le-a dat bube, l-a șezut, hai să-l trimitem înapoi în țara filistenilor, în țara evreilor. L-au pus într-un car nou de tot, și l-au trimis acasă în Israel. Au zis, dacă vacile o iau încolo spre Israel, înseamnă că de la Domnul a venit lucrul ăsta. Și au luat-o spre Israel. Evreii s-au bucurat. Când regele David a venit în putere, prima decizie care a luat-o n-a fost administrativă, a fost o decizie de a aduce chivotul lui Dumnezeu în mijlocul poporului. A fost o decizie spirituală. David a înțeles că fără el nu putem face nimic. Dar a făcut o greșeală. Au copiat, au dat copy-paste modelul filistenilor și au adus chivotul într-un car de lemn nou. Și știți ce s-a întâmplat? Când Uza a încercat să-l sprijine pentru că se răsturna, Dumnezeu l-a trăznit. Și a murit pe loc. David s-a supărat și a zis, e vina noastră, că n-am făcut totul după lege, n-am făcut totul după cuvânt, pentru că chivotul legământului nu trebuie să fie dus de boi, el trebuie să fie dus de oi, de oameni. Puneți leviții după legea lui Moise și îl duceți. Ce e mândria? Orice deviere de la cuvântul lui Dumnezeu, orice idee bună care nu e în Scriptură, este mândrie. A, păi eu știu că trebuie să mă căsătoresc întâi și după aia, dar îmi zicea un tânăr, oricum ne cununăm, adică nu mai contează dacă am trăit, dacă am stat împreună sau nu. Oricum îl iubim pe Hristos amândoi, zic, mă, nu-l iubiți. Dacă îl iubeați, stăteați unul într-o parte și unul într-o parte. Îmi place, sunt doi tineri care i-am întâlnit, au venit din sfera ortodoxă și ei s-au pocăit, după 8 luni de zile venit la biserică, s-au pocăit. Efectiv, Dumnezeu i-a născut din nou. Și te văd că oamenii ăștia trăiau împreună și ce au zis păstorului, ei ortodoxi. Frate păstor, noi am înțeles că trăim în păcat. Noi vrem să ne căsătorim, dar până la căsătorie hotărâm să stăm despărțiți. Unul într-o parte și unul într-o parte. Mândria este să faci ce vrei tu. Smerenia este să faci ce vrea el. Amin?
Da, cum poți să definești mândria? Mândria e înainte căderii. Îmi place ce spune Iacov, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Cine are nevoie de har? Ai nevoie de har? Eu am nevoie de har. Dar știi cum începe harul? Știi cum începe smerenia? Când stai în valea de oase și te întreabă Dumnezeu, vor putea oare să învieze fiul omului oasele acestea? Știi ce-i smerenia? Doamne, Tu le știi pe toate. Pentru că atâta timp cât tu mai încerci să-ți dai soluții vieții tale, atâta timp cât tu mai încerci să te salvezi pe tine, atâta timp cât tu crezi că ai soluția, undeva e soluția în mintea ta, încă nu te-ai smerit total. Dar când vii și te pui în genunchi și zici, Doamne, Tu le știi pe toate. Nu mai îmi trebuie explicații, vreau să văd ce zice cuvântul Tău cu privire la situația asta. Te mai întreb o dată, cu ce te mândrești? De unde îți tragi identitatea? O tragi din lucrurile care Dumnezeu le face pentru tine sau din cele care tu le faci pentru El? Păi eu am făcut, am adus 3 oameni la Hristos. Păi eu dau zecioală de 3 ori pe an. Dau din mărar. Ce spunea ăla care se bătea cu pumnul în piept? Eu nu sunt ca păcătosul ăsta. Eu dau zecioală din mărar, dau zecioală din chimen, dau zecioală din toate. Și mai era un om lângă el și spunea, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Știi ce face omul mândru? Când vine la Dumnezeu, întotdeauna șetalează lucrurile care le-a făcut. Odată stăteam înaintea lui Dumnezeu și nu știu ce am făcut, dar cred că ceva bine n-am făcut și am auzit o voce blândă. Sani, când vii înaintea mea, nu vii cu gradele pe tine. Pentru că pe mine nu mă interesează pozițiile de pe pământ. Vino cu o inimă smerită. Lasă-ți toate gradele jos, lasă-ți toată cunoștința jos, lasă-ți toate funcțiile jos și vino ca un copil care are nevoie de tatăl lui. Amin. Asta e smerenia. A treia întrebare, de cine te lipești? Prima a fost... De ce ești consumat? Cine te conduce? A doua a fost cu ce te mândrești? A treia e de cine te lipești? Îmi place ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 3, de la 13 la 15. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. Pentru premiul chemării cerești. Nu mi-l imaginez pe Apostolul Pavel că mergea prin lumea romană și greacă și zicea, mamă ce tare e asta, 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 wow ce bun e asta. Pavel era preocupat de cer. El știa de unde vine și unde pleacă. Ținta lui era cerul. Ținta lui era Hristos. Mi-aduc odată aminte că eram în București și nu știu ce m-a apucat pe mine când plăcea un anume model de mașină și eram cu Adina și de câte ori treceau pe lângă mine, tot slăveam mașina, își dădeam slavă. Și la un moment dat Domnul mă mustră și zice, nu te-ai săturat să tot slăvești mașinile și creația, nu vrei să-L slăvești pe Creator? Scriptura spune așa, în gândul acesta, dar să ne însufletească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina în acea privință, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Hristos. Roman 13 cu 14, un verset care mi-a schimbat viața și cred că o să ne-l schimbe aici astăzi nouă tuturor. Este versetul care l-a citit Augustin, Sfântul Augustin, cum mi se mai spune, și după acest verset s-a pocăit. I-a trebuit doar un singur verset la acest om, mare teolog, mare sfânt. Un singur verset. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Filipeni 2, 4 la 5. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Dă-mi voi să te întreb. Tu de ce ești lipit? Ești lipit de pământ sau de cer? Pentru că un om care slujește umanitatea, un om care are gândul lui Hristos în el, el tot timpul este într-o continuă dărnicie. Pentru că el știe că e un vas aici cu dată de expirație. Zilele lui sunt numărate. Dumnezeu îl va lua acasă. El nu trăiește aici ca pentru totdeauna. Unii se așează pe pământul ăsta și speră, îmi zicea unul, bă, mă rog să nu ardă pământul, cum zice Scriptura. Îl iubesc prea mult. Slavă Domnului pentru sinceritatea acestui om. Ăsta poate fi mântuit, amen?
Mai greu e pentru aia care nu recunosc că iubesc pământul și sunt lipiți de pământ, acționează bazați pe pământ, îs tot pământ, mentalitate pământească, totul e pământ la ei și nu recunosc că au nevoie de Hristos. Dar Biblia spune clar, să aveți în voi gândul acesta care ai și în Hristos. De ce? Pentru că Biblia ne cheamă să ne apropiem de Dumnezeu și vreau să te provoc, să te lipești, pentru că tot Biblia ne spune, lipiți-vă tare de Domnul, nu de pământ. Vezi tu, Lot dimineață s-a lipit de pământ. Avram s-a lipit de promisiuni. Avram a fost scăpat și nu numai Biblia spune acolo în Geneza că Lot a fost scăpat în urma rugăciunii lui Avram. Vezi tu, când ești lipit de pământ, e grav. Când ești lipit de pământ, e foarte grav. Poți să-ți dai singur testele astea. Mă, oare sunt un om călăuzit de pofte, vin la biserică, sunt copilul Domnului, dar sunt un creștin firesc? Trebuie doar să-mi împlinesc poftele, ia să văd ce a mai apărut pe net, să-mi cumpăr ultimul gadget, ia să văd. Sunt un creștin care mă laud cu fapte de rușine, cu lucrurile care mușchiul meu le face, sau mă laud cu puterea lui Dumnezeu în slăbiciunea mea? Sunt un creștin care sunt lipit de pământ, mintea mea e doar la pământ, doar la pământ, mă uit doar la pământ? Apostolul Pavel era unul care privea sus în cer. Apostolul Pavel era unul care spune clar, alerg spre țintă pentru premul chemării cerești în Hristos Iisus. Gândul acesta să vă însuflețească. Vreau să te întreb, tu alergi sau ți-ai oprit alergarea ca și Lot ai zis, auzi, hai să mă așez că e bine aici. E bine aici în Sodoma. E bine aici în Gomora. Da, Biblia spune, neprihănitul Lot era chinuit, dar vreau să te întreb, l-a trimis Dumnezeu în Sodoma și Gomora? Cine l-a trimis acolo? Pofta! El a fost atras de poftă și s-a dus și mai aproape, și mai aproape, până a intrat și a locuit cu ei. Dragul meu, fii atent ce faci, nu te du în Sodoma, nu te du în Gomora, știi de ce? Pentru că Lot a plecat de acolo fără copiii lui și pe drum și-a pierdut și nevasta. Sodoma, pământul, își cere drepturile. Tu aleargă spre țintă, uită-te la Hristos și nu te lăsa prins de pământ, amin? Care este cheia care ne dă Hristos? Hristos ne cheamă și a spus tuturor în Luca 9:23, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ca să înțelegem acest mesaj al vrăjmașilor crucii, trebuie să înțelegem lucrarea crucii. Hristos n-a venit, spune Scriptura, să moară pentru noi, ca noi să trăim în continuare pentru poftele noastre, după felul nostru vechi de viețuire. Vreau să te întreb, care sunt tradițiile care le glorifici în viața ta? Tradițiile, tiparele cu care ai venit din moș, trămoș, din bătrâni, pentru că ele nu pleacă. Faptul că ai spus o rugăciune și ai fost născut din nou, îmi plăcea de un predicator, spunea, I have Jesus in my heart, but I have grandpa in my bones. Îl am pe Iisus în inimă, dar în oasele mele se luptă bunicul. Încă am tiparele, încă fac ce zice el, parcă mi-l imaginez, parcă am ajuns să fac gesturile lui tata. Vreau să te întreb, tu ai făcut schimbări la tradițiile, la obiceiurile și la mentalitatea trecutului, pământului? S-ai luat mintea cerului? Ai citit Constituția cerului, Constituția lui Dumnezeu, împărăției cerurilor? Pentru că vine Domnul Hristos și spune, nimeni nu poate să vină după mine să fie ucenicul meu dacă nu se leapădă de sine. Pentru mine, vă spun sincer, cuvântul ăsta e cel mai greu de împlinit. De ce? Pentru că în fiecare zi în mine se luptă poftele. În relația cu soția mea, în relația cu prietenii mei, aș vrea să zic și eu ceva, aș vrea să ieși și eu în față, aș vrea să spun și eu cuvântul, aș vrea să-mi dau și eu părerea, aș vrea să arăt la buba mea! Pentru că mi se pare că buba mea e mai mare decât buba lor. Aș vrea să trag focul la oala. Știu că voi nu faceți asta. Băi, uite, trec prin niște greută. Da, dar să vezi prin ce am trecut eu azi noapte, n-am dormit deloc. Stai, mă, omule, când ți-am spus prin ce trec. Da, dar nu contează, nici nu contează. Problema mea e mai mare decât problema ta. Lepădare zilnică înseamnă ascultare. Vreau să te întreb, este ascultarea parte din mentalitatea ta de ucenic? Pentru că știi ce am învățat? Nu poți să te lepezi și să fii condus de pofte în același timp, n-ai cum. Ori ești condus de pofte, ori ești condus de Duh. Ori ești condus de pofte, ori ești condus de Duh. Și tu ești aici la mijloc.
Trebuie să alegi cui dai voința ta, cui dai vasul tău să se exprime. Îl dai poftelor, îl dai celui rău să se exprime prin tine sau îl dai lui Dumnezeu? Biblia spune de Gedeon că Duhul lui Dumnezeu s-a îmbrăcat cu Gedeon. Nu ai vrea ca Dumnezeu să se îmbrace cu tine? Eu aș vrea. Doamne, vreau să-ți pun vasul ăsta spart așa cum e la dispoziția ta. Folosește-mă, Doamne, pentru slava ta. Ascultare. Am auzit o poveste de curând despre un om care era și în lucrare, era și în business. Și era prospera în ambele. Și la un moment dat Dumnezeu i-a spus să facă ceva și n-a făcut. Și toți au auzit cuvântul, toți au auzit îndemnul, toată lumea știa. Și a venit un cuvânt de la Domnul și i-a zis, pentru că n-ai ascultat, vei pierde tot. Și în câteva luni de zile a pierdut și lucrarea, a pierdut și afacerea, acum trăiește cu banii împrumutați. E trist. Pentru că atunci când nu ascultăm de Dumnezeu și respingem sfatul celui preanalt, ne punem în cea mai groaznică poziție pentru viața noastră. Trebuie să iei astăzi o decizie permanentă și pentru totdeauna. Asculți de El sau asculți de tine? Asculți de El sau asculți de poftele tale? Asculți de El, de Tatăl din ceruri sau asculți de diavolul care te influențează în fiecare zi? Te-ai certat cu partenerul și Dumnezeu zice iartă și tu zici nu. Am iertat deja de 100 de ori, să vină El să se închine, să se plece în genunchi și tot nu-L mai iert. Și Dumnezeu zice, iartă, cum ți-a iertat și ție Hristos. Ai o datorie la cineva și nu vrei să o dai. Și Biblia spune clar, să nu datorați nimănui nimic. Dumnezeu zice să dăm zeciuielile și dărnicile și tu zici nu. Eu am altă rânduială, banii mei sunt ai... Dragul meu, trebuie să dai după rânduiala care Dumnezeu ți-a dat-o. Amin? Să dai dărnicia după rânduiala care Dumnezeu ți-a dat-o. Vreau să te întreb, dai tu urechea ta cuvântului lui Dumnezeu sau o dai poftelor și vocii acestei lumi? Biblia spune așa în 1 Petru 4, de la 1 la 2. 1 Petru 4, de la 1 la 2. Așadar, întrucât Hristos a suferit în trup, îmi place așa mult versetul ăsta, mă încurajează. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Dragii mei, suntem într-o luptă. Trebuie să ne trezim. Dimineața spunea acolo, prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu. În originalul grec știi ce spune? Că când începi să fii prieten cu lumea, când dezvolți afecțiuni pentru pământul ăsta, pui sabia și începi să fii ostil și te lupți împotriva lui Dumnezeu. E un termen militar acolo în original. Biblia spune la fel, așadar, fiindcă Hristos a pătimit unde? În trup. Noi unde să pătimim? Vreau cerul, dar să nu mă doară nimic. Vreau harul, dar să nu mă doară nimic. Vreau binecuvântările, dar să nu mă doară nimic. Vreau suflete mântuite, dar să nu mă trimită Domnul pe mine. Nu se poate. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel, citim împreună, cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Versetul următor, cheie, pentru ca în timpul sau în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, unde găsești voia lui Dumnezeu? Pe internet? În Instagram? Poți găsi interpretări ale cuvântului acolo? Pe YouTube? Poți găsi predici și interpretări ale cuvântului lui Dumnezeu? Numai în cartea asta este voia lui Dumnezeu, oameni buni! Am stat de vorbă cu unul, am fost șocat câte citate știa de la păstori români. I-am zis, bă omule, spune-mi și mie un verset, care e versetul tău, 5 versete preferate. Păi nu știu versete, știu interpretări. Du-te la cuvânt, onorează cuvântul, ascultă de cuvânt, meditează asupra lui zi și noapte, pentru că doar atunci vei izbuti în toate lucrurile tale. Nu lua de la a doua mână, du-te la prima mână. Ălea de pe YouTube, lasă-le să fie desertul. Dar du-te de la prima mână, tu ia-ți carnea. Ce frumos spune, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Roman 13:14, citesc din nou, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească. Știți ce am observat eu la firea mea? Nu știu cum e firea voastră. Firea mea a fost foarte rebelă, vă spun. Eu am fost un tânăr rebel, un tânăr violent, un tânăr atât de încăpățânat că nu mă putea zdrobi nimeni. Nici poliția nu m-a zdrobit, nici bătaia nu m-a zdrobit, nimeni, nimic. Până când m-am întâlnit cu Domnul. Și când m-am lovit de Domnul, m-am făcut țăndări.
că m-am lovit de stânca veacurilor. Și am zis, stai așa, că aici e altă ligă. Dar știi ce? Am văzut cum e firea pământească. Dacă îi porți de grijă și dacă o mângâi și dacă ce mai ai nevoie tu, hai să-ți dea mămica de toate. Și-l mângâi și dai. Știi cum te lucrează? Știi cum te distruge? Dar dacă nu-i porți de grijă, o să strige, o să urle în tine, o să strige, vreau drepturile! Eu merit asta! Eu merit un telefon nou! Eu merit asta! Eu merit asta! Și tu să spui, nu meriți nimic! La cruce cu tine! Hristos merită totul, amin? Nu purtați de grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Dragul meu, când ți-ai uitat, când te-ai uitat, când ți-ai întors privirile de la cer, de la țintă spre tine un pic, deja se trezesc poftele din noi. S-au căsătorit de doi tineri, v-am povestit cu ceva ani în urmă, și la unul dintre ei, după ce am povestit un pic cu el în prima săptămână, de-a doua, nu mai știu cât era, zic, auzi, dacă ai vreo problemă, sună-mă. Zice, n-am, sincer, deci noi nu ne-am certat niciodată, suntem top, suntem în grafic, suntem beton, suntem excelent. Zic, totuși ia numărul meu, că mi-e teamă să nu iasă monstrulețul din tine. Ăsta a zâmbit, a plecat, după două luni, telefon. Sani, a ieșit monstrulețul din mine. Nu știu cum să-i fac față. Nu știu ce să fac să-l stăpânesc. Dragul meu, lepădarea din sine înseamnă simplu ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Să-ți pui firea, pofta în cui, să-i treci, să-i dai cuie în numele lui Iisus Hristos. Spune vecinului, pune-ți pofta în cui. Pune-ți pofta în cui. E greu, nu? Treci pe lângă un, ce aș mânca și eu, ce aș bea și eu, vai ce place mă mașină, ce casă faină are frate, ce frumos e. Pune-ți pofta în cui, pune-o pe cruce. Al doilea lucru care înșele Hristos, pe lângă lepădarea de sine, e purtarea zilnică a crucii. Crucea vorbește de un om răstignit care nu mai are treabă cu lumea. Nu răspunde la stimulii lumești pentru că e mort față de lume. Îmi place ce spune Apostolul Pavel. Doamne, vreau să ajung să zic asta ca el. Nu știu dacă cineva își dorește Galateni 6:14. Extraordinar ce spune Apostolul Pavel. În ceea ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos și timp împreună, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Wow! Vreau la nivelul ăsta să trăiesc. Prin care lumea e răstignită față de mine și eu față de lume și o prăpastie atât de mare între mine și lume că nu mai întrebe lumea. Pentru că am făcut pasul spre Hristos. Ăsta e un om răstignit, dragii mei, lasă versetul. Ăsta e un om răstignit. Ăsta e un om care nu-i mai păsa. Ăsta e un om care nu mai era lipit de pământ, nu mai era condus de pofte, nu s-o mai lăuda cu ce a făcut el, ci s-o lăuda cu ce a făcut Dumnezeu prin el, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Problema știi care este la noi, la pocăiți? Că nu ne prea purtăm crucea și când vine lumea să ne viziteze, când vine diavolul cu ispitele, între noi și el nu e nicio protecție. Dar dacă am avea crucea Domnului Hristos, pe care am purtat-o, știi ce ar zice diavolul? Încă unul răstignit. Lui ăsta n-ai ce să-i faci. Mergi mai departe. Wow! Doamne, te iubesc, iubesc cuvântul tău. Îmi place așa mult cum zice 2 Timotei 2:6 și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului din care au fost prins să-i facă voia. Tu știi că diavolul are o voie și un plan pentru viața ta? Tu știi că diavolul a planificat o voie și un plan pentru viața ta exact cum Dumnezeu are și el un plan și o voie pentru viața ta? Diavolul a venit și el cu o voie pentru viața ta. Voia lui știi care este? Să te înjunghe, să te omoare, să te distrugă. Și știi pentru asta ce face? Lucrează cu toate poftele din viața ta, cu toate lucrurile care sunt aliații lui. Dragul meu, David a fost un om după inima lui Dumnezeu, sunteți de acord? Amin, așa spune Scriptura. Și totuși, David a biruit toți dușmanii externi, nu mai a fost biruit de dușmanul intern. Șarpele acolo, pofta a fost acolo și l-a mușcat. Pentru că David, în loc să fie unde îi spusese Dumnezeu, zice Biblia că pe vremea când împărații erau la război, unde trebuia să fie? La... Unde? La război, era împăratul, era liderul casei. Pe vremea când tu trebuie să fii la rugăciune, faci altceva, stai cu citronada pe terasă și îți dai glorie. Uai, ce frumoasă casă mi-am construit.
Vai ce tare sunt eu, bă ce grădină am. Îți dai slavă, îți dai glorie. În loc să stai în rugăciune pentru copiii tăi, în loc să stai în post și rugăciune pentru soția ta, în loc să stai în post și rugăciune pentru prietenii tăi. Dragul meu, viața de creștin e o luptă. Purtarea crucii se face zilnic, nu din când în când. Dă-mi voie să te întreb, pe cine porți? Care e lucru care îl faci și te duce spre mândrie și care e lucru care ar trebui să-l faci și te va duce spre smerenie? Vreau să te întreb, cât din lucrurile, câte procente din lucrurile care îl faci hrănesc în tine firea pământească? Pot fi lucruri bune, drumul spre ea depavat cu intenții bune. Tu știi că lucrurile bune nu sunt neapărat lucruri biblice? Vreau să te chem să sporți crucea în fiecare zi. Să te lepezi, să asculți și să-ți iei crucea. Dar mai e un lucru. Biblia spune să vină să mă urmeze sau să se gândească la lucrurile de sus. Urmează-ți căpitanul. Îmi place tot de Pavel cum spune în Evrei 12, 2, de la 3, 2 la 3, să ne uităm țintă, să ne uităm țintă, să ne uităm țintă, să ne uităm țintă. Păi dacă ai o țintă, nu te mai poți uita la stânga, la dreapta, nu te poți uita ce face nu știu cine, nu știu, să ne uităm cum? Țintă. Îți spun ceva, când am pus ochii pe Adina, n-am mai văzut pe nimeni altcineva. Ea era ținta mea. Când am pus ochii pe Hristos, El este ținta mea, amin? Lăudați să fie Domnul! Când am avut o lucrare încredințată de la Domnul, a fost ținta mea, numai la ea mă gândeam, zi și noapte, trebuie să împlinesc lucrarea, trebuie să împlinesc slujirea. Țintă, să ne uităm țintă unde? Nu la pofte, nu la eu, unde? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, citim împreună, adică la... Îmi place așa de mult Biblia că ne explică ca la copii mici. Nu ne lasă să credem cumva că căpetenia e un om care face școală și are diplome și foarte elevat la nivel intelectual. Dragul meu, îți spun ceva, Dumnezeu e deasupra logicii. Logica ta spune că 1 plus 1 fac 2, logica lui Dumnezeu spune că 1 plus 1 fac 1. Cei doi vor fi un singur trup. Adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Îmi place atât de mult acest verset, să ne uităm țintă la el. Să ne uităm țintă la el. Am câteva întrebări astăzi pentru noi toți. Vei avea o viață întreagă condusă de pofte și vei căuta scuze patetice la infinit? Sau vei lua astăzi o decizie radicală în care zici, Doamne, ca și evreia din Vechiul Testament, străpunge-mi urechea cu cuvântul Tău pentru că vreau să Te aud non-stop. Dacă trebuie, dorm cu capul pe Scriptură. Fă din cartea asta căutarea vieții tale și o să vezi cum ți se va schimba viața. Dragii mei, eu știu ce a făcut Dumnezeu cu mine. Știu cum m-a mântuit din violență. Știu cum m-a mântuit din singurătate, dintr-un tânăr fără orizont, dintr-un tânăr disperat, dintr-unul care nu vedeam stânga de dreapta. Știu cum m-a luat de la metrou de unde dormeam și m-a construit bucată cu bucată. Dar știi de ce? Pentru că L-am căutat pe El. Nu sunt aici datorită meritelor mele, ci harul Lui m-a făcut ceea ce sunt. Știu ce poate face Domnul cu un vas rupt, cu un vas frânt. Că El nu disprețuiește o inimă și un duh zdrobit niciodată. Dar stă împotriva celor mândri. Vei avea o viață întreagă în căutarea lucrurilor care te glorifică pe tine și te vor face să te simți că ești cineva. Au, am bifat încă un strat, am bifat încă un business, am bifat, puuu! Și te umflă diavolul și zice, bă, ce mare ești, un loc să cânți Domnului, ce mare ești, îți cânți ție, ce mare sunt eu, ce mare sunt eu. Vrei o viață întreagă să alegi după lucruri care te glorifică și te fac pe tine să te simți cineva? Sau te vei smeri și vei începe să trăiești pentru slava Lui? Am auzit o mărturie a unui pastor, spunea, cunosc tineri care au fost gata să omoare pentru un tricou Nike și pentru o pereche de Adidas. Au fost gata să împuște pe cineva pentru că erau atât de lipsiți de identitate încât a trebuit să-l poarte alt nume pe el ca să fie și el cineva. Dar dă-mi voie să spun, faptul că poți Adidas Jordan, nu o să sar niciodată ca Jordan. Pentru că nu Adidas-i l-au făcut pe Jordan, Jordan a făcut Adidas-i. Dragul meu, dacă ai o identitate stricată sau nu ai deloc, vino la Hristos să-ți dea identitatea de fiu și fică. Amin?
De a alerga o viață întreagă după lucruri care pierd și după ce le obții nu te mai împlinesc? Sau vei alerga după Domnul, vei face ținta vieții tale? Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Eu sunt ferm convins în cuvântul ăsta, l-am trăit și l-am experimentat. Știu că este adevărat. Vreau să te întreb din nou, ești vrășmaș al crucii sau un purtător al crucii? Spunea Pavel, se văd în mine semnele crucii Domnului Hristos. Dar știi cum se vedea în el? În apostolia lui, spune Scriptura clar, n-a fost prima dată menționat semne și minuni. Zice, se văd semnele crucii și apostolia în toată răbdarea pe care v-am arătat-o. Pentru că Pavel a fost atât de zdrobit încât Dumnezeu a făcut din el un vas de cinste, amin? Te mai întreb încă o dată, de ce ești consumat? Cu ce te mândrești? De cine te lipești? De ce ești consumat? Cine te conduce? Cu ce te mândrești? Ce te face deosebit? De cine te lipești? Care e destinația ta finală? Pentru că dacă te vei uita la țintă, la Hristos, acolo vei ajunge. Și știi ce va fi tragedia tragediilor? Că milioane de oameni care și-au spus creștini, care nu aleargă spre țintă, aleargă după plăcerile și poftele acestei lumi, vor ajunge la final acolo și vor auzi cele mai triste cuvinte pe care Universul le-a auzit vreodată. Pleacă de la mine, căci nu te cunosc. Pe mine mă cutremură cuvintele astea. Eu nu vreau să fiu în poziția celor oameni. Vreau să fiu în poziția oamenilor care, atunci când va desparte Domnul Hristos oile de capre, vă spuneam că diferența dintre oi și capre e simplă, caprele sunt smerite. Caprele sunt unele dintre cele mai simple animale pe pământul ăsta. Nu știu să-și găsească mâncarea singure, n-au protecție, dacă una sare în groapă, toate sar în groapă, sunt atâta de... Oile sunt dintre cele mai sensibile animale, au nevoie de păstor. Caprele, pe de altă parte, se descurcă, urcă stâncile, mănâncă la înălțime, sunt mândre, capul sus. Și Domnul Hristos spune că va veni să despartă oile de capre. Și știți care e cheia? Acolo, la final, spune, plecați de la mine, căci de ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri pentru acești micuți ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Cu alte cuvinte, nu ați modelat modelul, nu ați arătat împărăția, nu ați arătat crucea în viața voastră, n-ați arătat lepădare, n-ați arătat smerenie. Și va veni la oi și va zice, veniți binecuvântații Tatălui, că ori de câte ori ați făcut unul dintre aceste lucruri, acestor micuți ai mei, mie mi le-ați făcut. Doamne, când? Vreau să te las cu trei pași simpli pentru viața de ucenic. Umblă în ascultare de Domnul. Și te rog, dacă vrei să umbli în ascultare de Domnul, trebuie să spui o întrebare zilnic. Asta e întrebarea care pe mine și pe Adina ne-a salvat de la multă nebunie. Pentru că atunci când ne-am căsătorit, n-am știut cu ce să mănâncă căsătoria. Dar întrebarea noastră sau dorința noastră a fost asta când ne-am căsătorit. Ne construim viața în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Îți respect cultura, îmi respect cultura, dar hai să mergem după cultura împărăției lui Dumnezeu, amin? Pentru că acolo doar El are dreptate. Pentru că dacă eu stau să împlinesc cultura ta, tu îmi spui că a ta e mai bună, eu spun că ideea mea e mai bună și este un răz, boi, și ajungem iar ca dimineață că poftele noastre se luptă în mădulare în noastre și creează acolo ostilitate. Dar dacă îl punem pe Hristos în centru, nu mai contează ce vreau eu, nu mai contează ce vrea, contează ce vrea El. Spuneam dimineață că mândria strigă eu, smerenia strigă El. Umblă în ascultare de Domnul. Puneți zilnic întrebarea asta, ce zice Scriptura? Practica asta și va face o mare diferență. Te rog din tot sufletul, spune nu poftei și da cuvântului lui Dumnezeu. Spune nu poftei și da cuvântului lui Dumnezeu. Puneți pofta în cui, ia cuiele și dă-i. Îmi spunea un tânăr, zice, Sani, mă, am un an să termin facultatea, crede-mă, o iubesc, știi câte dușuri reci fac pe zi? Zic, foarte bine, pune-ți pofta în cui, te felicit pentru asta. Stai sfânt și pune-te deoparte pentru Domnul, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, dar zic, îți spun ceva și mai fain. Nu te lupta doar cu pofta, vezi ce îți dă Dumnezeu de făcut, pentru că vezi tu, Dumnezeu îți dă la îngrijorare, zice, nu vă îngrijorați ca neamurile. Nu spune doar ce să nu faci, spune și ce să faci, ci căutați mai întâi împărăția.
Vezi tu, Dumnezeu îți dă soluția. Caută, începi să cauți împărăția, caută răspunsuri și o să vezi că o să le găsești. Deci primul lucru, umblă în ascultare de Domnul, de cuvântul Lui. Al doilea, umblă în smerenie cu El. Când simți că te ia aerul și te umfli, adu-ți aminte că ești pe marginea prăpastiei. Mi-a zis o femeie bătrână când m-am pocăit, veni la mine și mi-a spus, tinere, am un cuvânt de la Domnul pentru tine. Zice, stai drept, ca soldat, am stat așa. Și zice, vezi acolo, la, e o linie la călcâiele tale, știi ce e acolo? Zice, iadu, fugi, mamă, spre Hristos, cu toată puterea. N-am uitat niciodată cuvântul ăla. Nu te uita înapoi. Fugi cu toată puterea spre Hristos. Umblă smerit. Când te ia aerul, nu uita că ești pe marginea prăpastiei. Nu trebuie să le știi pe toate, pentru că ai un Dumnezeu care le știe pe toate. Nu trebuie să sari la masă mereu cu ceva. E pierdere de timp. Vino și supune-te Lui, pentru că El e în control. Spune nu mândriei și da smereniei. Ăsta e al doilea sfat ce ne-l dă Pavel. Spune nu poftei și da cuvântului. Spune nu mândriei și da smereniei. Să știi, ca să umbli smerit pe planeta asta, nu e un minus. Să taci din gură când oricum știi ceva. M-a auzit o poveste odată cu un student care era într-un tren în Anglia, cred că era undeva înspre Oxford și Cambridge, și era unul, nu știu dacă ați auzit de John Wesley. John Wesley a fost un mare teolog, dar și un mare predicator. Era doctor în teologie și la un moment dat studentul ăsta a început să vorbească cu Wesley teologie în tren și Wesley era foarte rezervat. Și zice, domnule, dați-mi voi să vă recomand niște cărți, cred că aveți nevoie. Și l-a recomandat pe John Wesley, l-a recomandat pe... Și John a luat furtia și a zis, mulțumesc frumos, o să iau aminte la recomandarea ta. Peste două zile, tânărul avea o clasă nouă de teologie și spre surprinderea lui la catedră a apărut John Wesley. A venit în lacrimi și a cerut iertare și a zis, iertați-mă, domnule profesor, domnule doctor, n-am știut că sunteți dumneavoastră, de ce nu m-ați mostrat? Și John a zis, numai Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Dragul meu, umblă smerit cu Dumnezeu. Faptul că știi multe nu te face mare. S-au fălit și au în nebu nit. Umblă smerit cu El. Îmi plăcea de Isaia, cum spunea, și de Daniel. Cea mai mare virtute în viața asta e să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Ia-L de mână și smerește-te, te va duce prin locuri unde este viață, prin locuri unde n-ai umblat niciodată. Îți va da de făcut, îți va arăta porți de slujire care nu le-ai făcut niciodată. Smerește-te, slujește. Mi-aduc aminte de doi oameni care au fost unși și puși în slujbă de apostoli. Unul se numea Ștefan și unul se numea Filip. Zice Scriptura că au fost puși diaconi peste biserică. Diaconi, știi ce înseamnă? Ajutor, slujitor. Oamenii ăștia au început ca slujitori, au început ca ajutoare, puneau la mese. Și ce a făcut Dumnezeu cu ei? I-a ridicat atât de sus, încât unul a devenit primul martir al bisericii și al doilea unul din cei mai mari evangheliști. Prin Filip a venit trezirea în Samaria, dar n-a stat să-și ia laudele. Petru, ce zici, mă, sunt tare? Stare, nu? Nu. Când Duhul Sfânt i-a vorbit lui Filip, el s-a mutat după călăuzire și a zis, ce faină e trezirea, dar eu trebuie să ascult de Domnul. Și a mers în pustiu unde a găsit un famen etiopian și a spus de Dumnezeu, te rog frumos, umblă în ascultare, umblă în smerenie și ultimul gând este, umblă privind mereu la capitan. Nu-L pierde din vedere pe Iisus și venirea Lui. Nu uita busola și vei ajunge la destinație. Spune nu poftei și da cuvântului. Spune nu mândriei și da smereniei. Spune nu pământului și da cerului. Petru pe mare. Doamne, dacă ești Tu, cheamă-mă la Tine. Vino, i-a zis Iisus. Și a început Petru să meargă. Dar deodată s-a uitat la valuri, a pierdut ținta din vedere și ce zice Biblia că s-a întâmplat? A început să se scufunde. Dragul meu, frica te va scufunda. Când îți iei ochii de la Hristos, vei fi scufundat. Frumusețea este că atunci când Petru strigă, Doamne, scapă-mă că-și pierd, zice că îndată Hristos și-a întins mâna și l-a ridicat.
Dar ce frumos ar fi fost. Oricum Petru a intrat în gala campionilor. A fost omul care a mers pe mare cu Domnul Hristos atunci când a anulat legea gravitației și legile fizicii Hristos. Dar ce ar fi fost să meargă până la capăt? Știi de ce n-a ajuns? Pentru că a pierdut din ochi și din priviri ținta. Nu-ți pierde ținta din vedere. Doare, te doare, te lovește viața, te pune jos. Uită-te la El! Ca cei din vremea lui Moise care erau mușcați de șerpi, uită-te la El! Uită-te la El! Vrei să-ți pierzi sufletul? Crede-mă, nu se merită. Nu știu cum am ajuns la 46 de ani. Nu știu când ai ajuns la 56 de ani, vorbeam cu cineva, am 80 de ani. Și nu știu când au trecut. Ce mă fac, Sani? Uită-te la El! Dar am pierdut vremea, uită-te la El și El îți va da har pentru anii ăștia. Trei pași simpli, ascultă, smerește-te și privește la capitan. Te rog din tot sufletul, dacă ați auzit predicile mele de până acum și inima mea pentru voi și pentru biserică, este simplu, această carte mi-a schimbat viața, oameni buni. Eu nu sunt aici că sunt deștept. Nu sunt aici că am teologie pastorală, nu sunt aici că am master, nu sunt aici că am școală. Sunt aici pentru că cuvântul lui Dumnezeu mi-a dat o minte sănătoasă. Sunt aici pentru că acest cuvânt m-a mântuit. Sunt aici pentru că mi-a dat un caracter, a format în mine și formează și lucrează. Sunt un vas la fel ca voi, spart și rupt, prin care El lucrează. Mă voi lăuda mai mult în slăbiciunile mele, pentru ca puterea crucii lui Hristos să rămână în mine. Nu mai vreau să mă laud cu lucrurile lumii acestea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri e un câștig. Dragul meu, creștinii nu mor, trec dincolo, merg acasă. Sincer să fiu, stau de multe ori și mă uit, dragii mei, nu știu câte zile am pe pământul ăsta, dar vreau să le trăiesc maxim pentru El. Vreau să ascult de cuvânt, nu vreau să intru în istorie ca un călcător de cuvânt. Vreau să intru în istorie nu ca un impostor, ci ca un împlinitor. Vreau să intru în istorie ca un om smerit, nu ca un îngânfat, ca un arogant, care crede că toată lumina a fost turnată în capul lui, că nu e așa. Toți slujitorii de aici au parte din lumină, cunoaștem în parte. Dar vreau să intru în istorie ca unul care s-a uitat la El. Și atunci când valurile vieții vin și încep să mă scufund, să strică Petru, Doamne, scapă-mă! Și știu că harul Lui ne e îndeajuns și ne va duce până la capăt. Îmi place unul din versetele care îl citesc tot timpul, Proverbe 22:4. Și vreau să-l citesc, să închei cu acest verset. Sincer, nu știu de cine asculți, nu știu care e vocea care îți vorbește, descurajarea, frica, neputința, poate ai moștenit-o de la părinții tăi din familie, dar astăzi Dumnezeu vrea să schimbi vocea. Astăzi Dumnezeu vrea să începi să asculți de vocea cuvântului Său. Numai în ascultare de cuvânt va muri acea frică. Numai în ascultare de cuvânt va muri acea panică. Numai în ascultare de cuvânt. Gedeon a ales să creadă pe Dumnezeu chiar dacă i-a fost frică. A mers împotriva curentului și Dumnezeu a fost cu el. Citim împreună, răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăție, slavă și viață. Eu cred că Dumnezeu are lucrurile astea pentru noi. Dar nu trebuie noi să mergem să le luăm. Noi suntem chemați să căutăm împărăția și El a promis că ni le va da pe deasupra. Amin? Eu cred asta. Eu cred în cuvântul lui Dumnezeu cum crede un copil mic pe tata lui și cred că și tu crezi. Vreau să te chem la ascultare. Vreau să te chem să umbli în smerenie. Vreau să te chem să umbli privind mereu la capitan. Spune apostolul Pavel, Filipeni 3, de la 18 la 19, mai citim o dată acest cuvânt, mă simt îndemnat de Duhul să insist. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor știți care va fi? Pierzarea. Filipeni 3, 18 cu 19. Sfârșitul lor va fi pierzarea.
De ce? Pentru că Dumnezeul lor e pântecele. Sunt oameni care ascultă de pofte, trăiesc după poftele lor. Slava lor este rușinea. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Trebuie să ne reantrenăm mintea, dragii mei. Pentru că eu, sincer, nu vreau să ajung acolo la pierzare. Voi vreți? Eu vreau să fiu mântuit. Eu nu vreau să-mi pierd sufletul și să câștig toată lumea. La ce mi-ar folosi să am toate mașinile din lumea asta? Ce mi-ar folosi să am cea mai faină casă? Ce mi-ar folosi să am pământuri cultivate, pomi fructiferi și la sfârșit să vină Îngerul Domnului? Mi-aduc acum aminte o poveste și aș vrea să vă spun. Era un om bogat în New York. Și se spune că muncea foarte mult și mai avea un an până la pensie și lipsea mult de acasă, lucra într-un ritm infernal. Infernal. Și mai avea un ultim grad de atins în slujba lui și spunea soției lui: te rog frumos, mai îngăduie-mi un an, mai îngăduie-mi o lună, mai îngăduie-mi o săptămână. Și în timp ce acest om lucra și lucra și lucra și lucra și era în controlul vieții lui, n-a fost în controlul unei mici vene la cap, care într-o seară a făcut poc. La mormântarea lui au venit mulți oameni bogați. Primarul l-a onorat pentru toate beneficiile care au făcut orașului și pe crucea lui au scris: acesta a fost un om de succes. După lăsarea serii a venit Îngerul Domnului și a șters și a scris: nebunule. Altă parte a New York-ului, un om smerit a ales să dea toată averea lui săracilor și să-și împartă hrana cu cei care nu au. Și la un moment dat l-a lovit o mașină și a murit. La mormântarea lor au fost foarte puțini și groparul i-a scris pe cruce: sărman, sărmanu, săracu. După lăsarea serii a venit Îngerul Domnului și a șters și a scris: bun și credincios. Nu știu ce vrei, dar e timpul să-ți alegi acum destinația. Că despre mine și casa mea alegem cerul. Îl alegem pe Capitan, îl alegem pe Hristos. Domnul să te binecuvânteze. Aș vrea să facem o rugăciune și aș vrea să lași pe Duhul Domnului să te cerceteze. Dacă ești tânăr, copil, tânără, să spui întrebarea asta: ești condus de pofte sau de cuvânt? Ești mânat de glorie personală sau de voia Tatălui? Ești lipit de pământ sau te lipești de cer? Nu știu unde ai de lucrat, în care dintre cele trei aspecte, dar e astăzi o decizie să îndrepți viața ta. Până nu-i prea târziu, Biblia spune: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Poate crezi că mesajul ăsta mi se potrivește mie pentru predicator. Slavă Domnului, eu îl iau. Crede-mă, eu îl iau. Pe mine m-a zdruncinat. Poate crezi că e pentru vecina, că de multe ori așa facem. Când predică păstorul, știu pentru cui se potrivește. Îl cunosc. Ăsta e noi pentru, e pentru Sani Trancă. Ăsta e pentru Adina. Ăsta e pentru Dan. Nu-i pentru mine. Știi ce aia? Mândrie. Pune-te în lumina cuvântului, căci adevărul te face liber. Ești tu un vrăjmaș al crucii? Pentru că dacă ești condus de pofte, ai o problemă. Trebuie să o rezolvi. Astăzi trebuie să vii înaintea lui să zici: Doamne, dă-mi har. Doamne, dă-mi cuvânt. Sunt gata să-mi pun pofta în cui. Să-l duc pe această fire a mea la cruce. Dragul meu, putem să ne rugăm pentru tine în seara asta cu păstorii aici? Cât vrei tu, 3 ore, să scoatem firea din tine. Nu iese. Dracii ies afară, firea trebuie răstignită. Vrei biruința asupra păcatului? Vrei să vezi puterea lui Dumnezeu cum lucrează în tine? Trebuie să spui pofta în cuie. Vino și trăiește pentru un scop mai mare. Vino și trăiește pentru voia Tatălui, căci eu m-am coborât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Asta a fost propășirea Domnului Iisus, secretul lui. El n-a trăit pentru el. El a trăit pentru voie mai mare decât propriile lui nevoi, vise, agende, ambiții, idealuri.
Spre atânăr vreau să mă distrez. E sigură? E sigură? Spre abătrân, nu mai am timp. E sigură? Atâta timp cât auziți glasul lui, cât se zice astăzi. Vino și fă rugăciunea asta și zici: Doamne, nu vreau să fiu vrăjmaș al crucii tale. Pavel ne-a învățat prin ce putem fi. Prin pofte, prin mândrie personală, lăudăroșenie și prin gândirea, Doamne, acea lipită de pământ. Dar astăzi vrem, Doamne Tată, să fim conduși de cuvântul Tău, să umblăm în smerenie cu Tine și să avem ochii lipiți de cer. Ajută-ne, ajută-ne, ajută-ne în numele Domnului Iisus Hristos. Haideți să cântăm un cântec Domnului și în timpul ăsta lăsați-vă cercetați de Dumnezeu. Nu ieșiți din cuvântul ăsta. Ești vrăjmaș al crucii sau purtător al crucii? Am crezut, omule, am crezut în Dumnezeu, m-am pocăit 15 ani în urmă, m-am pocăit 30 de ani, am fost umplut de Duhul Sfânt, am și vorbit în alte limbi. Eu vreau să te întreb astăzi de cine ești condus. Vreau să te întreb astăzi cu ce te lauzi. Vreau să te întreb astăzi de cine ești lipit. Lipiți-vă tare de Domnul, spune Scriptura. Îmi place că sunt așa mulți tineri și copii astăzi aici. Cred că Dumnezeu va face lucruri mari cu voi, tinerilor, dacă vă predați necondiționat lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care se bucură când se pocăiește un om, dar credeți-mă, când se pocăiește un om, e o bucurie în ceruri, spune Scriptura. Dar pe de altă parte este predarea unui rebel. Predă armele în sfârșit. Iisuse, m-ai biruit. Voltaire striga pe patul de moarte: m-ai biruit, Galileanule! Și normal că l-a biruit. Galileanu a biruit moartea, a biruit pe diavolul, a biruit lumea. Și ne spune și nouă: îndrăzniți, eu am biruit lumea. V-am arătat că se poate. Umblați în ascultare de cuvânt, umblați în smerenie și cu ochii lipiți pe casa voastră veșnică și veți face lucruri mai mari decât am făcut eu. Amin.